Flori, dulciuri, prăjituri, paiete, decorații și culori aprinse care le atrag cât mai aproape. Dar stați, nu vorbim despre o vitrină a unei patiserii, ci despre buze. Da, ce fel de buze? Vedeți în reportajul ce urmează. Imaginația e la ea acasă în studioul. Mihaela Cantemir și-a transformat pasiunea pentru make-up în ceva mai mult de atât. Avea o obsesie pentru buze și le acorda de fiecare dată o atenție mai mare. Pentru mine, cireașa de pe tort întotdeauna au fost buzele. Adică eu, când ajungeam la momentul să desenez buzele, era cel mai culminant moment. Simțea că nu o mai caracterizează doar aplicarea rujurilor nude sau roșii. Și atunci a început totul. În numele artei a experimentat și a obținut rezultate gustoase la propriu, iar ideea a fost primită cu brațele deschise. La toți le place ceea ce e nou, ceea ce e deosebit, ceea ce nimeni nu a făcut, ceea ce nimeni nu face. Tot ceea ce este special și deosebit întotdeauna trage atenție, curiozitate, adică eu tot vreau, wow! Transformă acum obiectele și lucrurile mici în materiale care îi înfrumusețează operele. Tot ce ar putea să încapă lângă buze, pe buze, indiferent, bucăți de hârtie mică, da, care o înclești și face textură și după aia o colorezi și dai și luci și lipici, flori, foarte mult flori. Un lucru cu siguranță e veșnic în cazul Mihaelei. Asta pentru că a reușit până acum să facă peste 150 de creații unice. Printre ele au fost și mai puțin obișnuite. Astea cu insecte, cred că par cele mai... Nici nu știu, cineva se teme de ele. Cum să-mi pui bundarul și în gură, astea. Adică ceva mai diferit de acele flori care se aplică ușor și fetele le primesc foarte ok. Chiar dacă buzele voluminoase au fost considerate din totdeauna un simbol al senzualității, uite că Mihaela te poate ajuta să le obții fără a apela la unele intervenții chirurgicale. Eu desenez în afara conturului, atunci când buzele sunt mici, noi optăm pentru decorațiuni ceva mari. Echilibrul acesta, da, dintre buze mici, să optăm pentru ceva mai masiv, ca să fie o lucrare foarte reușită. Astăzi, în nici mai puțin de o oră, modelul nostru s-a ales cu buze în mirosul și forma primăverii, dacă tot vine curând pe la noi.